O frezură nouă e sărbătoare, știi? O haină nouă e sărbătoare. O soție nouă e sărbătoare. Cum să vă spun eu, ați mâncat vreodată porumbrele? Ia că așa e o soție nouă. De fapt, o soție e două sărbători. Te bucuri când ai luat-o și tare te mai bucuri când ai lăsat-o. O iubită nouă la fel e sărbătoare, nu e așa? Dar o iubită nouă uneori e sărbătoare cu muzică. Soția nu iartă. Ai venit acasă, nevasta ți-o da valiza peste prag, îți cântă și marșul. Ram, pam, pam, ședotin, rapapam. O iubită nouă uneori e o sărbătoare cu spitalizare, dar alteori și mai rău e cu mormântare. Că soția îți bate două barari din urmă și din coaște boșește. Ia mai scoală, țigoală! O iubită nouă e o floare mirositoare care îți scoate tăi prin buzunare. Că te le știu eu n-am păr pe cameră. Soției niciodată să nu-i spui că o ai, că pe urmă are pretenții deși nu o mai ai. Nevastă-mea când vine acasă știe și întrebările și răspunsurile. Ea întreabă și ea răspunde. Unde ai fost? Tot ea zice, nu știu. Ce ai făcut? Tot ea, nu știu. A ta e blondă ori e brună? Nu știu. Ai să te mai duci? Răspund eu. Dacă zici tu, mă mai duc o dată. Dacă, Doamne ferește, soția e procuror, nu deschide gura că te bagă în articol. Cu făicuța, scrie pe tine nicantovat și ai plecat. Dar dacă e și mai rău, ca a mea, bate karate, sportive, ah! Nu deschide gura, că dacă deschizi gura, îți faci măsările grăunțe. Dar înainte de a deschide gura, dacă vrei să o deschizi, adă cât mai mult gips acasă. Din toate femeile, mie, de fapt, cel mai mult îmi sunt dragi femeile de afaceri. Femeia businessmancă. Pentru că ele sunt sarea pământului. Dimineața când se trezește, femeia de afaceri gândește, care căciul să pun eu azi pe cap? Așa e de 1000 dolari care mi-a luat-o șeful și ala din Franța? Ori și de 2000 dolari care mi-a luat-o ministru din Statele Unite ale Americii? Ori și de 3000 dolari care mi-a dus-o prietenul și ala meu din Suedia? Dacă căciula costă 3000 de dolari, la ce mai trebuie cap? Lasă să gândească ea. Dar nevastă-mea are o cășiul de iepuri de când era fată mare. Așa ești de sărbători și de lucru, când am oplesnit așa într-o parte la cusătură aici. Așa, e? Da, când intră în casă cășiul așa ea, eu îi spun, zic, dragă soță, îi scoate cășiul ăla, sunt copii acasă, nu se spare, Doamne ferește. Odată, chiar i-am spus odată, zic, Doamne ferește, te pune cineva într-un șireș, are omul șireș până la Crăciun. Dacă și ea mi-a zis, mie bine, eu am o cășiulă de cârlan, o cușmă de asta turcănească. Știți ce mi-a zis? Ce mai tu s-o mai gândi vădat cârlanul ăsta ca să ajungă pe capul lui Tațu? Dar și eu i-am zis, bine, că într-o dimineață mă trezesc, zic, auzi, dragă soție, că eu la mea dimineața îi zic dragă. Dumneavoastră, dragi bărbați, cred că tot dragă le ziceți la dumneavoastră, așa-i? Da, te trezi dimineața, mai ales după ce ai făcut o șinț de așa zdravână și e tine la triparale. Vedeți-vă, dracolo? Vezi cum trăiește lumea? Uite, mai ești de alături tău. Tu vezi, mai mașina? Au, ia ce mașina? Asta e mașină la tine, măi. Ori, în general, n-ai mașină. Eu știu hăitura asta pe de roze. Și zic, auzi, dragă, am visat, parcă ți-au furat căciula. Știți ce a făcut? A deschiat șireturile la pantofi și a cusut un șuret de-a dreapta, alt șuret de-a stânga căciului și s-a legat-o sub barbă să nu o furi în troleibus. Da, femeie de afaceri, când se trezești dimineața, se gândește care haină să o îmbraci. Paltonul și al din blan de iac, ori și al din blan de drac, ori și al alt. Dar nevastă-mea are un paltonaj așa, cum să vă spun, sur, așa e. Așa e, parcă-i nou-nous, numai că e rost de molii la poale. Așa, parcă-i nou-nous, numai că la mâini și aici e rost, așa. Și are niște pieți și încoate, tot zis că acum așa e bine să aibă cârpele încoate, că așa e moda. Și e rărit în spate, dar parcă-i nou-nous. Ia când ies în lume și arunc o broboadă așa pe spate, că eu i-am zis, zic, dragă soții, păcat că nu mai îmbl acum prin sate peticarii cei de altă dată. Terfariul, cum se ziceau. Ăștia care îmblau prin sate și strigau, hai la terfi, suruiești, boială, sâneală, balonigan, hai la terfi. Nevastă-mea ar lua pe hăinuța și ei vreo trei pachetele de astea de e haine gata, cum zici tu, da. Ți-a dat și tipul unul, poate. Dar femeia de afaceri, când se trezește dimineața, se gândește deodată, care inelii să-l îmbrașe pe degete? Că ăstea, domnilor, au, își pun inelii și diamante în locuri unde alții mei nici locuri n-au. Dar mie are o verighetă de căsătorie, un inel, și într-o zi îmi spune și că am să vând inelul și am să cumpăr un dulap la bucătărie. Zic, nu trebuie.
Ele pași la farfurile astea, așa de așa jos în colțul nișet. Eu când vin acasă, mă așa de așa cu apa și mănânc o leacă. Dar dacă ori și sus, cum să mă stui eu pe scaun? Vezi că jos, că eu treaz n-am venit de acasă. Dar femeia de afaceri, te gândește dimineața, care pantofi, care cizme se le încalță. Da, acelea care le-au adus din Finlanda, ori acel cu care au fost cu șeful și ala la păduri și murdare de glot, dar m-am plouat atunci, și te gândește să le spiele ori să cumpere altele, dacă le-ar arunca la mine sub uși, suni la uși, sfugă. Dar mi are o perei de cizmi și într-o zi vine acasă cu o cizmă în mână și aia cerea de mâncare, ca viața noastră și nu-i de nimeni, știți? Și îi spune și când s-o cascat și bota. Zic, s-o cascat și... A luat frumos și am făcut două cusături la una, cu oasă din mătasă la alta și am uiat foarte bine. Ori vine acasă fără un călcâi, ori vine cu fermoarul defect, ori cu o cizmă în mână, fiindcă la celălalt nu-i fie fri. Dar normal și foarte bine. Dar femeia de afacerea, că am fost la una la bucătărie, domnilor, numai femeile mă pot înțelege. Cratiță-i $300, chefal. Tigaie $300, chefal. Farfuria, $150. Lingura, 50. Stați o leacă, dacă e așa, mâncarea aceea, trebuie să vină singur în așa, în crat, în tigaie, așa, valvârtești să vină carne aceea. Dar nevastă-mea vine într-o zi acasă și spune, of, așa s-a obosit, măi, am trecut azi prin piață, așa că ne-am luat două linguri de astea de lemn, ne-am luat un fundișor de răsturnat măliguța, un ștor, un melesteu de mistica măliguța. Zic, zic, eu n-am strop de băutură în casă, dar tu cumpiri mobil, așa-i? Dar ia că dacă și să-mi iasnic mai mămăliga, cu pumnul, cu măustră, nu pot, așa mă opăresc. Zic, nevastă, cumpere o sticlă de cabernet, întorci sticla cu gura în jos, după și beau eu caberneul și-mi iasnic mămăliga și-i pânt de-a lua mâncă acolo, așa, așa. Odată chiar am fost cu o femeie de afaceri, așa, în restaurant. Am mers la ea în cabinet și numai într-un cabinet și pe perete o colivie, în colivie și un papagal și papagalul când mă vede, zice, n-am parale, n-am parale. Băi, ce șmărdel. Doamne, dacă n-ai parale, hai cu mine. Mergem în restaurant și scoate iagulerul ăsta de vulpe argentat, așa, al argintii, așa, îl aranjează pe teaza scaunului, vine chelnerul cu un șervețel pe braț. Ce o să serviți? Dar ea zice, dar ce aveți la delicatețe? El zice că avem rășituri din limbă de vită. Ea se uită, zice, cum crezi, mă, ta, domnule, aș putea eu spun în gură și a fost în altă gură? Dar chelnerul ce? Dar avem ouă ferte de găină. Nu vrei să mănânci și a fost în gură? Mănâncă ouă de găină. Unui bărbat i s-a născut al 8-lea băiat, avea 7 fete. Bărbații pot să priceapă ce-i asta. 7 fete și a 8-lea băiat. Îți duci vița, îți duci numele, îți duci... Mă duc. Opa, vin un coș. Vin. Oh, ia vin aici lângă mine. Vin aici lângă mine, așa. Te zici, dar cum îți spuneți? Nadia. Nadia, da? Dar ce clasă ești tu? Întâi. Clasa întâia? Știi vreo poezie? Deci ești în clasa Soros sau ce? Știi sau nu știi? Așa, arată unde-i mămica, spune să ridici mâna sus. Spune, zi mămica. Ia spune, mămica, ridică mâna sus. Zi mămica, ridică mâna sus. Mămica, ridică mâna sus. Să vii să te învăț poezii. Mulțumesc, Nadia. Mulțumesc frumos. Și a 8-lea băiat, frați, cumnați, veri, neamuri, haide, băi, să vă puncți un pahar de vin. Merg ei după aceea, iese la fumat după vreo 5 pahare și unul intră și caut, băi, nu e tău, băi, băi, șept fiete, băi, mă, nu e tău, băi, scurt, spune eu, băi, imposibil. Ăsta, femeie, nu știu ce înseamnă să vină bărbatul acasă, o leacă. Așa? Și... Așa-i? Știți prea bine ce înseamnă asta. Vine acasă, a cui copil, băi? Deci scris, măi, la motoril și cu tine. A cui copil cu tine nădră, băi? Ia tău nebun, le fost. A cui copil cu tine? El și stă, ălea, ia și stă, ălea. Băietul, ia tău, fietele nu-ți atele.